Am găsit la știri, Marcel Ciolacu a anunțat că este de acord ca Alexandru Rafila să fie premierul viitorului guvern. O afirmație care vine după ce aseară Florin Câțu a declarat că el l-a propus pe Rafila, dar că liderul PSD a refuzat. Între timp, la PNL este pâlvă mare. Liberalii se reunesc în biroul executiv pentru a decide cu ce premier vor să meargă și dacă acceptă ca PSD să dea primul șef al guvernului. Gabriela Mihai ne spune mai multe din culisele negocierilor. Te ascultăm, Gabriela. Am găsit o ședință programată pentru ora 14, în care ar trebui să se discute despre o eventuală propunere de premier care ar trebui să vină din partea Partidului Național Liberal. Și dacă până acum am văzut că unul dintre numele vehiculate a fost cel al lui Nicolae Ciucă, sunt tot mai multe surse care spun că nu este exclus ca președintele Partidului Național Liberal, Florin Câțu, să vină cu o altă propunere în persoana lui Dan Vâlceanu, care de altfel este și secretar general în cadrul partidului și de asemenea și ministru interimar al finanțelor în aceste momente. Însă, dacă ar veni cu astfel de propunere și ar fi votată în cadrul biroului executiv al Partidului Național Liberal, important de menționat este că socialdemocrații, din câte știm, nu ar fi de acord cu această propunere, pentru că am văzut că aceștia și-ar dori ca propunerea din partea Partidului Social Democrat, agreată de ei, să fie tot în numele lui Nicolae Ciucă. Sunt mai multe variante vehiculate. Rămâne însă de văzut până la urmă ce propunere va face președintele Partidului Național Liberal, Florin Câțu, în cadrul acestei ședințe a biroului executiv al Partidului Național Liberal. O propunere, sau poate face mai multe, care vor fi supuse la vot, însă ulterior este nevoie și de organizarea unei alte ședințe a ședinței biroului politic național din cadrul Partidului Național Liberal, o ședință în care până la urmă s-ar putea valida aceste propuneri sau una dintre ele. Vom vedea și când va convoca acest birou politic național. Important de menționat este că până acum am văzut că deciziile care s-au luat la vârful Partidului Național Liberal au fost referitoare la faptul că liberalii sunt de acord cu propunerea de a face prin rotație această a merge prin rotație la conducerea guvernului și tot o altă propunere votată și agreată în Partidul Național Liberal este cea referitoare la faptul că ei sunt cei care ar trebui să dea primii acest premier care ar putea conduce următorul guvern într-o eventuală coaliție cu socialdemocrații și cu cei din UDMR. Vedem însă că se ajunge foarte greu la această propunere de premier care ar trebui să vină din partea Partidului Național Liberal, pentru că până acum singura varianta agreată era cea a președintelui Partidului Național Liberal, Florin Câțu, însă socialdemocrații nu ar fi de acord cu această variantă, cu atât mai mult cu cât ei sunt cei care au declanșat moțiunea de cenzură prin care guvernul Câțu, ne reamintim, a picat în Parlament. Normal ar fi ca astăzi să finalizăm programul de guvernare și orientarea de prim-ministru. Dacă PNL vine totuși cu o altă variantă de premier, am înțeles că avem o variantă. Care? Domnul Rafila. Eu sunt total de acord. V-a făcut Florin Câțu această propunere? Dom'le, am înțeles din spațiul public că domnul Florin Cârțu mi l-a propus pe domnul Rafila. Așa, noi suntem. Eu îmi asum ca și președinte al Partidului Social Democrat că îi lămuresc pe colegii mei să fie domnul Rafila prim-ministru. Dar ai dat o decizie că Marcel Ciolacu este propunerea de premier. Repet, dacă domnul Câțu mi-a făcut această propunere, îl anunț că sunt de acord. Domnul Florin Câțu a spus în spațiu public că mi l-a propus pe domnul Rafila și că eu am refuzat. Îl anunț că eu nu refuz această propunere, înseamnă că avem un prim-ministru care am picat de acord. Credeți că sunt și ceilalți din PNL de acord cu domnul Rafila sau este doar opinia Florin Câțu? Eu v-am spus părerea mea. Îmi asum ceea ce spun și vă spun că o să-i lămuresc pe colegii mei că domnul Rafila e cel mai potrivit. PNL și UDMR vor o lege pentru plafonarea prețurilor la polițele auto obligatorii. Parlamentarii celor două formațiuni susțin că asigurătorii au profitat de falimentul City Insurance
ce au majorat artificial prețurile. În proiect se vorbește și despre amenzi de 500.000 de lei pentru companiile care au mărit prețurile nejustificat. Mai multe despre această situație ne spune colega noastră Irina Codreanu. Te ascultăm. Bun găsit! Propunerea legislativă depusă în Senat prevede plafonarea tarifelor RCA, însă mai mult de atât se urmărește înlocuirea sancțiunilor actuale pe care le percep companiile de asigurători. În momentul actual, companiile de asigurători primesc cel mult un avertisment, așadar se încearcă implementarea unor amenzi destul de usturătoare, în valoare de 50.000 de lei până la 500.000 de lei. Potrivit actului normativ, tariful de referință, tariful standard, cel stabilit de Autoritatea de Supraveghere Financiară, ar urma să fie plafonul maxim, așadar prețurile RCA nu pot trece de acest prag. Inițiativa legislativă vine ca urmare a falimentului companiei City Insurance, faliment care de altfel a generat o reacție în lanț. Așadar, mai multe companii din branșă au, din această piață au reușit să crească în mod semnificativ prețurile la asigurări. Inițiatorii legii susțin că majorarea substanțială despre care vorbeam mai devreme nu are un fundament, ba chiar mai mult estimează că profitul asigurărilor ar fi trecut chiar de pragul de 50%. De asemenea, tot inițiatorii proiectului legislativ sunt cei care grăbesc lucrurile. Ei au fost cei care au solicitat ca proiectul să fie discutat cât mai repede posibil pentru a putea fi aprobat de legislativ. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, nu ar fi o premieră pentru România, pentru că o măsură similară a fost luată în urmă cu 5 ani, mai exact în anul 2016, de către guvernul tehnocrat condus la acea vreme de Dacian Cioloș. La vremea respectivă, transportatorii auto erau nemulțumiți de prețurile exagerate pe care le pretindeau companiile de asigurări, așadar executivul a fost nevoit să intervină în acest caz și să rezolve problema. 16 deputați PNL și UDMR au depus la Senat proiectul de lege care ar trebui să plafoneze prețurile RCA la nivelul tarifelor de referință ale Autorității de Supraveghere Financiară. Inițiatorii acuză asigurătorii RCA că au ridicat tarifele nejustificat. Sunt majorări substanțiale în unele cazuri, mai ales în ceea ce privește partea de transport de marfă. S-a ajuns chiar la dublare, uneori chiar și la triplarea tarifelor RCA. Ideea acestor majorări n-a fost înțeleasă și nici n-a fost explicată de nimeni. În schimb, ne confruntăm cu majorări atât în ceea ce privește persoanele juridice, dar și persoanele fizice. Pentru că am constatat cu toții că în momentul în care am fost să ne reînnoim polițele RCA, de multe ori acestea s-au dublat. Deputații susțin că în momentul de față explozia prețurilor nu are cauze reale, iar asigurătorii au profituri de peste 50%. Iar atunci când vorbim despre aceste informații, repet că aceste informații au fost luate din surse deschise, care nu au fost contrazise de nimeni la momentul respectiv. Inițiatorii spun că la dezbaterile pe marginea acestui proiect sunt așteptate toate părțile implicate. Faptul că o autoritate a statului va veni la aceste dezbateri parlamentare, pentru că, așa cum ați subliniat și dumneavoastră, este vorba despre o dezbatere parlamentară, este vorba de un proiect. Atunci, suntem clar dornici de o astfel de dezbatere. Am văzut că și poziția asiguratorilor a fost tocmai în acest sens de a avea o atentă analiză și, în cadrul dezbaterilor parlamentare, sunt bineveniți toți beneficiarii, direct sau indirect, ai acestei legi, să vină să spună punctul de vedere. Prețurile pe piața gazelor naturale continuă să crească în Europa după ce autoritățile germane au amânat avizarea conductei Nord Stream 2. Această criză a gazelor este însă una artificială creată de Federația Rusă prin Gazprom, este de părere ministrul român al energiei Virgil Popescu. În opinia sa, statele membre ar trebui să-și unească forțele pentru a stopa această criză energetică. Avem o criză a gazelor naturale care este, după părerea mea, și am spus-o și a multor colegi din miniștri din statele membre ale Uniunii Europene, o criză artificială creată de către Federația Rusă prin Gazprom. Astăzi ați văzut, sau ieri ați văzut, cât de sensibilă este piața gazelor naturale în momentul când reglementatorul german a anunțat că va amâna avizarea conductei Nord Stream 2. Prețul gazului natural automat a crescut.
Ministrul interimar al energiei Virgil Popescu a declarat la topul național al firmelor 2021 și cum anume consideră el că poate fi stopată această criză energetică. Deci vorbim de o piață foarte sensibilă în acest moment a gazelor naturale. Cred că aici trebuie să ne focusăm, front comun al tuturor statele membre pentru a pune capac peste această criză energetică. Nu sunt deloc de acord și cred că declarațiile pe care domnul ministru le face nu sunt deloc încurajatoare pentru România. Ceea ce se întâmplă astăzi în Europa, Gazpromul și Rusia anunțată de peste 20 de ani. Specialiștii în piața energetică spun că România va resimți criza gazelor în tarife mai mari. Din păcate, cu siguranță, prețul gazelor naturale care le vom achiziționa această iarnă va fi mai mare decât ce avem până în momentul de față, cu sau fără speculațiile care sunt în momentul de față, cu sau fără certificarea. Există un deficit major în piața de gaze din România, deficit care, din păcate, va fi achiziționat pe piața spot, piața care, cu siguranță, va fi una cu un preț ridicat atunci când toată Europa va plânge după gaze. Prețul gazelor a înregistrat creșteri uriașe pe piețele din Asia și Europa în acest an, o situație alimentată de deficitul din rezervoare și de majorarea cererii pe fondul redresării economice post-COVID-19. Șeful Gazprom i-a transmis președintelui rus Vladimir Putin că va pompa din nou gaz în sistemul european, dar după ce va finaliza pomparea în sistemul subteran de stocare al Rusiei. Iar Putin a afirmat că inițiativa va ameliora situația de pe piața europeană de energie. Gazprom, gigantul rus controlat de Kremlin, și-a redus nivelul de gaz din instalațiile de stocare aflate în Europa Occidentală la un nivel neobișnuit de mic înainte de venirea iernii, ceea ce a alimentat temerile că Moscova a exacerbat deficitul de ofertă care a dus prețurile la un nivel record, potrivit Financial Times. Iar prețul gazelor naturale a crescut din nou brusc în Europa după ce Germania a suspendat autorizarea gazoductului Nord Stream 2, controversatul gazoduct între Rusia și Germania pe sub Marea Baltică. Partea germană a invocat un obstacol juridic. Suspendarea a amplificat însă temerile privind necesarul de gaze al continentului în această iarnă. Cotațiile de referință la gaze naturale pentru piața europeană au urcat cu aproape 8%, la 101,30 euro pe megawatt-oră. A fost cel mai ridicat nivel din ultima lună. În altura, Sfințitul Teodosie face noi declarații șocante. Arhiepiscopul Tomisului spune că preoții ar trebui scutiți de certificatul verde, deoarece au în altar vaccinul magic, adică Sfânta Împărtășanie. Noi avem o anumită autonomie, noi avem în Sfântul Altar cel mai bun vaccin, Sfânta Împărtășanie, care s-a dovedit de-a lungul veacurilor. Hristos este doctorul, fără cusur, singurul doctor care vindecă orice boală, care înviază din morți. Ce doctor a mai înviat din morți? De aceea avem niște argumente obiective și foarte solide. Cu privire la colegii preoți care au decedat din cauza coronavirusului, arhiepiscopul Tomisului spune că slujirea trebuie făcută zilnic. Preoții nu sunt scutiți. Că orice om are păcat, și eu am păcate, toți avem păcate. Dar în momentul în care ne spovedim și ne împărtășim, îl avem pe Hristos în noi. Hristos nu ne lasă să ne îmbolnăvim. Dășindu-mă zilnic, și de aceea am recomandat preoților să facă liturghie zilnic și călugărilor mai ales, și acesta e argumentul. La noi, în fiecare zi, este Sfânta Liturghie la toate bisericile și la toate mănăstirile. Legat de imunizarea împotriva coronavirusului, înalt preasfințitul Teodosie susține în continuare că nu oprește vaccinarea, dar nici nu-i sfătuiește pe credincioși să se imunizeze împotriva virusului SARS-CoV-2. Și vaccinații și nevaccinații se infectează. Atunci, care e rostul acelui pașaport sau certificat verde, cum se numește? Nu găsim nicio logică. La mine se plâng atâția oameni că le-au murit cei ce s-au vaccinat. Și ei credeau că dacă nu se vaccinau, nu vor muri. Anchetă într-o comună din județul Suceava după ce 100 de elevi și părinți au protestat față de școala online. Acțiunii s-a alăturat însă și primarul localității, un antivaccinist convins. Acum Direcția pentru Protecția Copilului a cerut prefecturii Suceava să verifice dacă minorii nu cumva au fost expuși riscului de îmbolnăvire SARS-CoV-2. A
Aproape 100 de elevi și părinți din comuna suceveană Bosanci au participat la un marș împotriva învățământului online. În fruntea lor a stat primarul Neculai Miron, un antivaccinist declarat. Până la inspectoratul școlar din Suceava, la protest s-au adunat și alți oameni, așa că în fața instituției au ajuns aproximativ 500 de persoane. Protestatarii au cerut deschiderea tuturor școlilor, nu numai a celor unde rata de vaccinare a profesorilor depășește pragul de 60%, relatează Monitorul de Suceava. Păi ne-am adunat ca să vadă toți că este mai frumos copiii să meargă să se socializeze la școală și nu acasă. Acasă au destul timp cu părinții și nu este școala, deci rezultatele și socializarea este în afară și nu este totul în interior. Nu se poate ca niște incompetenți de ăștia care nu știu, care azi spun ceva, peste 24 de ore vin și spun altceva, că se fac pasca ori în calcul, dacă e mai mică să facem online, să revim nu știu cum. Pe pancartele purtate la protest se putea citi vrem școală, nu vrem online, dar și orice act medical este un drept, nu o obligație, sau corpul meu, alegerea mea. De altfel, primarul Neculai Miron a ținut să arate că este antivaccinare și în cadrul întâlnirii de la Inspectoratul Școlar Suceava. Mâine voi mâine veniți cu certificatul verde și ne impuneți ca să nu mai intrăm în instituție. Eu, ca primar, nu sunt vaccinat și nici nu mă vaccinez. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava s-a autosesizat după marșul de la Bosanci. Specialiștii acestei instituții spun că la protest ar fi fost prezenți și copii de vârstă școlară mică. Am solicitat instituțiilor competente sprijinul în sensul de a verifica dacă au fost respectate drepturile copiilor prezenți la manifestație. Deoarece nu trebuie confundat dreptul copilului la liberă opinie și dreptul la exprimare cu obligația acestuia de a participa la un eveniment pe care nu îl înțelege pe deplin. Au transmis oficialii Protecției Copilului Suceava. Aceștia au cerut și prefecturii Suceava să verifice dacă au fost respectate regulile privind desfășurarea unei manifestații la care au participat și minori și dacă au fost sesizări despre eventuale expuneri ale minorilor la situații de risc pe timp de pandemie. La debutul pandemiei în primăvara anului 2020, județul Suceava a fost scena unor imagini dramatice, motiv pentru care a și fost numit Lombardia României. După valul 4 al pandemiei vine următorul. Nu am scăpat. Este avertismentul sumbru al medicului Octavian Jurma. Suntem vulnerabili în fața noilor amenințări în cazul unei rate scăzute a vaccinării și a imposibilității impunerii certificatului sanitar. Octavian Jurma spune că valul 5 încă nu s-a instalat în Europa, ci vorbim mai degrabă despre o recidivă a valului 4. Avem țări ca Italia și Franța care au ieșit din carantină cu protecția certificatului verde. Venirea valului 5, cum mi se mai spune, dar e de fapt recidiva valului 4, pentru că într-adevăr ieșind de sub carantină persoanele care au fost protejate, cele care nu s-au vaccinat sau cele la care le-a expirat perioada după 180 de zile, nu a expirat, dar a scăzut suficient de mult ca să permită reinfectarea. Atunci vedem o recidivă, de fapt, a valului 4 în aceste țări. Vaccinarea populației rămâne la momentul actual arma cea mai bună în lupta cu pandemia, mai spune Octavian Jurma. Deci cheia pentru controlul unui val pandemic este într-adevăr vaccinarea, dar ați văzut și testarea foarte explicit în Germania, deci criteriile incluse în certificatul verde și de aceea, din punctul meu de vedere, discuția asta trebuie separată între certificatul verde pentru circulație și acces la activități non-esențiale, care este certificatul european și include și testarea și care trebuia aprobat deja de mult, pentru că este simplu, este universal, este ușor de înțeles, este paneuropean. Valul 5 al pandemiei va lovi cu putere în primăvara anului viitor, inclusiv țara noastră, dacă vaccinarea nu este luată în serios de majoritatea populației și dacă autoritățile se bâlbâie în continuare cu măsurile de relaxare, este de părere cercetătorul Octavian Jurma. Și acest alt certificat sau modificarea certificatului pentru accesul la activități esențiale, muncă și alte categorii. Deci noi cumva încercăm să le împachetăm pe toate, facem un talmeș-balme și nu o să avem nicio formă de certificat. Și asta ne garantează, din păcate, un val 5 foarte periculos în România, care probabil că în România îl vom vedea mai degrabă în primăvara anului viitor, chiar dacă acum poate o să ieșim și noi din această scădere accelerată în care ne aflăm datorită relaxărilor și efectiv bâlbâielilor politice.
Nu sunt bani pentru salariile medicilor, atrage atenția ministrul interimar al sănătății Ceche Otilo. Se caută soluții, dar cea mai la îndemână ar fi rectificarea bugetară, crede oficialul. Șeful său, Florin Câțu, este optimist și susține că, de fapt, nu vor fi probleme de acest gen. Ministrul interimar al sănătății susține că sunt 74.000 de angajați în sistem care trebuie să primească salarii de la Ministerul Sănătății. Cheltuieli de personal. Avem 74.000 de angajați în sistemul bugetar de sănătate care trebuie să primească salariu pornind de la bugetul Ministerului Sănătății, mai jos prin DSP-ul și așa mai departe. Pentru luna decembrie, care înseamnă salariu pentru munca desfășurată în luna noiembrie, nu avem asigurată această sumă. Soluțiile pot fi găsite, resurse financiare, am înțeles de la Ministerul de Finanțe că există. Trebuie găsită soluția legală, juridică, prin care acest lucru se rezolvă. Ceche Otilo a mai precizat că termenul până la care trebuia găsită soluția este finalul lunii noiembrie, astfel încât angajații să-și poată primi banii în 15 decembrie. Încă nu suntem n-am depășit o anumită limită după care nu poate fi gestionată sau în care am intrat în întârziere de plată a salariilor la 15 decembrie. Dar, sigur, am semnalat această problemă pentru că trebuie să fim preventiv și să nu ajungem într-o asemenea situație. Întrebat de situația personalului medical care s-ar putea confrunta cu întârzieri salariale, șeful interimar al guvernului neagă această ipoteză și spune că nu vor exista probleme cu plata salariilor în luna decembrie. Nu cred așa ceva. Chiar am corectat, noi am plătit și foarte bine în vară, erau centre de vaccinare neplătiți de câteva luni de zile, plățile sunt făcute la zi, nu cred că vor exista probleme cu plata salariilor. ANSVSA retrage un sortiment de pipote de pui cu salmonela. Decizia drastică vine la doar câteva zile după ce a retras de pe piață un sortiment de tobă de porc. De săptămâna viitoare, autoritățile vor spori controlele în mai multe lanțuri de supermarketuri, iar în acele magazine unde se vor găsi produse contaminate, proprietarii vor fi sancționați. Se pare că din nou avem o alertă cu prezența salmonelei. Vorbim despre pipote cu origine Polonia, o cantitate de aproximativ o tonă, dintre care câteva sute de kilograme au fost livrate către consumatorul final. Conform ANSVSA, produsele infectate cu salmonela nu au ajuns la consumatori. Aceste cantități au fost retrase înainte de a fi puse pe piață. Produsele care au fost puse pe piață, cum e cazul pipotei, aici se face informare la consumator pentru a identifica acel produs. De săptămâna viitoare, ANSVSA va intensifica verificările în mai multe supermarketuri din țară. ANSVSA va demara de săptămâna viitoare o acțiune de control care se va desfășura pe perioada premergătorii sărbătorilor de Crăciun și ne vom adresa efectiv târgurilor, piețelor, marilor lanțuri de supermarketuri. Autoritățile le atrag atenția celor care au achiziționat produse alimentare contaminate să nu le consume și să le ducă înapoi în magazinele de unde le-au cumpărat, pentru a preveni orice toxinfecție alimentară provocată de salmonela. În cazul în care se vor depista noi produse infectate cu bacterii, proprietarii supermarketurilor vor fi sancționați. Incendiu cumplit azi noapte în Galați, un bărbat a murit și 10 de persoane au fost evacuate. Panicați, locatarii au ieșit doar cu hainele de pe ei în fața blocului după ce fumul gros s-a răspândit în imobil. Focul a pornit cel mai probabil de la o țigară, spun pompierii. Incendiu s-a produs la etajul 9 și victima, deși a fost scoasă repede de echipajele de pompieri, nu a mai reușit să fie resuscitată, un bărbat în vârstă de 70 de ani. Aproximativ 30 de persoane s-au autoevacuat cu ajutorul poliției de la echipajelor de poliție până la sosirea echipajelor de pompieri. A fost o intervenție contra cronometru a pompierilor care au luptat cu flăcările de la etajele 9 și 10 ale blocului. Ne-am acționat cu 4 autospeciale, cu autoscara. Incendiul a fost lichidat repede. Exista posibilitatea să extindă, chiar a fost în pericol apartamentul de deasupra, de la etajul 10, dar a fost localizat și limitat în limitele de zile. Intervenție dificilă pe exterior cu autoscara, dar incendiul a fost
localizat și lichidat destul de repede, fiind la etaj superior nu a fost inundată casa scării cu fum. Asta a permis ca cei autoevacuați din bloc să revină în locuințe. Pompierii spun că incendiul ar fi pornit de la o țigară care a aprins un material combustibil. Ca și cauză probabilă de producerea incendiului, neglijența fumătorului, persoana victima în speță, cel mai probabil a adormit cu țigara aprinsă și de aici s-a declanșat incendiul. Accident grav în această dimineață, două mașini s-au ciocnit pe autostrada 1 în dreptul localității Giarmata după ce unul dintre șoferi a intrat pe contrasens. Patru persoane au fost rănite în urma impactului, unul dintre șoferi a greșit intrarea pe autostradă, fapt ce a condus la ciocnirea celor două mașini. Traficul în zona a fost blocat 10 de minute, iar circulația spre Lugoj s-a desfășurat pe banda de urgență. Se anunță un weekend cu temperaturi mai plăcute, de la minus 2 grade în vestul, estul și sudul țării vor fi chiar 10 grade Celsius, iar soarele va fi generos. Aflăm mai multe despre cum va fi vremea în acest weekend de la Alina Șerban, specialistă al Agenției Naționale de Meteorologie. Bună ziua, doamnă! Bună ziua, bun găsit tuturor! Într-adevăr, după aceste zile în care ne traversează un front atmosferic rece, ce determină temperaturi scăzute, mai ales pentru jumătatea de nord a teritoriului, dar și precipitații, precipitații sub formă de ploaie în zonele joase de relief și cu transformare în lapoviță și ninsoare în zonele montane, însă slabe cantitativ. Weekendul aduce o vreme bună cu temperaturi mult mai ridicate și decât în aceste zile și decât în mod normal a avea la această dată, astfel încât vremea va deveni caldă, chiar deosebit de caldă pentru partea de sud și de sud-est a teritoriului. Acest lucru însemnând valori termice la amiază între 7-8 grade prin Maramureș, Transilvania și peste 10 în celelalte regiuni, până la 15-16 grade în Oltenia și în Muntenia. Și nopțile vor fi din ce în ce mai calde, dacă până acum am înregistrat temperaturi negative, în mod deosebit în nordul și centrul teritoriului, acestea minimele vor deveni ușor pozitive cam în toate regiunile. Într-adevăr, un aspect frumos al vremii în weekend, după intervalul acesta cu ploi chiar slabe cantitativ, dar în multe zone din țară, în weekend vremea va fi în general frumoasă cu cer însorit, poate doar ceață să mai avem în multe zone joase din țară, dar cu precădere dimineața și noaptea. De altfel, vremea caldă se va menține și pe parcursul zilei de luni, la începutul săptămânii, însă apoi un nou sistem frontal ne va traversa și va aduce precipitații cam în toate zonele. Și în capitală, după aceste zile, vremea se va încălzi. În weekend ne așteptăm la valori maxime de 15-16 grade, aspect frumos, un cer mai mult senin, ceață probabil dimineața și noaptea. Mulțumim pentru aceste vești bune! Mergem mai departe, protest inedit la Viena împotriva tăierilor pădurilor din România. Mai multe ONG-uri au lipit pe produsele din magazinul unui mare retailer de mobilă etichete cu mesajul "Atenție, poate conține urme de lemn de la păduri seculare din România." Activiștii de mediu spun că sursa ilegală a lemnului folosit de respectiva companie a fost documentată în repetate rânduri, cu exemple clare din Siberia, Ucraina și România. De asemenea, ONG-urile cer o lege care să arate proveniența tuturor materialelor și care să-i facă responsabil legal pe șefii companiilor. Și stăm de vorbă despre acest proiect cu Gabriel Păun, președinte al organizației Agent Green. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am regăsit! Nu ar fi o idee rea o astfel de lege, dar ați început deja demersurile, ați început discuțiile în România? Da, vizăm o lege la nivel european, un nou regulament european, sunt discuții destul de avansate, dezbateri intense în Parlamentul European. În Austria sunt ceva mai progresiști și doresc să fac o legislație națională înainte să apară acest regulament. Este o țară în care conștiința civică și așteptările consumatorilor sunt mult mai ridicate
Austria a fost adesea pionier în schimbarea legislației în Europa în privința mediului și la arii protejate și la organisme modificate genetic și la felul în care sunt ținute animalele de fermă. Deci vorbim de o țară pionieră. În România nu au început aceste discuții. În România însă se întâmplă alte lucruri. După ce am expus în mod repetat și consecvent ceea ce face IKEA în România, nu doar în propriile păduri, dar și în alte păduri din care își iau lemnul necesar pentru mobila vândută global, singurul impact a fost că pe acele etichete albe cu cod de bare puse pe produse, pe dosul lor sau prin alte părți, în loc să scrie fabricat în România, cum scria înainte, acum scrie fabricat în Uniunea Europeană, în vreme ce mobila produsă în alte țări europene, de exemplu în Polonia sau în Germania, apare în continuare fabricat în țara respectivă, membră a UE. Nu se întâmplă însă cu produsele din România. În loc să facă mai multă transparență, o reduc și pe produse făcute la fabrici, care au fie exclusiv, fie lucrează direct cu IKEA pentru a produce mobilă, apar fabricat în Uniunea Europeană. Deci, efectul a fost unul opus. Cel mai tare ne-a îngrijorat și de aceea am recurs și această acțiune de gherilă, faptul că nu a existat o reacție publică la raportul pe care l-am publicat noi în privința a ceea ce face IKEA în propriile păduri. Bine, acum vorbim da, de o companie anume și corect ar fi să aflăm și un punct de vedere din partea acestei companii, dacă dumneavoastră faceți referire în mod repetat. Pe de altă parte, ați luat legătura și cu ei, ați discutat și cu ei, pentru că așa ar fi fost totuși... Da. A existat un punct de vedere și din partea lor? Le-am oferit raportul înainte să-l publicăm. Am avut o întâlnire cu ocazia unui eveniment de deschidere al unui magazin IKEA nou. Da, aș prefera totuși să evităm, tocmai ca să nu se înțeleagă greșit, că e reclamă negativă. Sau... Da. Nu, s-a înțeles deja despre ce este vorba. Chiar da. Am fost fair play și am vrut să discutăm pentru că am rămas surprins de ceea ce am găsit în teren și în timp ce eram în drum spre întâlnirea respectivă, au anulat-o. Deci nu au amânat-o, au anulat-o. Ceea ce nu consider că este nici diplomatic, nici tehnic corect. Pentru că pădurea vorbește. Ceea ce am găsit în pădure este cât se poate de clar. Dovezile sunt cât se poate de clare. Deci s-au înlăturat complet vegetația forestieră și se merge în continuare în aceeași direcție, inclusiv în arii protejate de interes european care sunt la noi în România. Și apare acolo în actele respective că se taie cu prioritate pădurile seculare. Deci ce să înțeleg de aici? Că le este teamă că Uniunea Europeană va veni și va impune protejarea lor strictă și le taie cât pot de repede ca să nu mai avem ce proteja. Pe de altă parte, domnule Păun, mă gândesc că dacă o companie face acest lucru, probabil îl face pentru că există niște relații comerciale vechi cu o țară ca România, nu? Și pentru că este lăsată să facă asta până la urmă. Deci e vorba și de reglementare. Tolerată, că legal nu este. Exact motivul pentru care suntem în infringement la Comisia Europeană și indiferent că e proprietate publică a statului sau privată, legislația este aceeași. Atât codul silvic și normele de aplicare, cât și directivele habitate și specii. Deci acestea trebuie direct aplicate, nu face nicio diferență. Deci inclusiv un proprietar privat, cum este această companie suedeză, trebuie să se supună aceeași legislații. Suntem deci, în cazul în care, ce scuze, domnule Păun, în cazul în care da, va veni această inițiativă din Austria, dacă spuneți că ei sunt puțin mai deschiși la astfel de idei, e posibil ca acea reglementare să ne afecteze și pe noi? Adică să ne folosim practic de ce fac bun alții? Da, da, aici vorbim de două chestii diferite. Una este legea de pe trasabilitate care ar urma să vină și altele sunt directivele europene, habitate și specii care sunt deja în vigoare și pe care România trebuia să le aplice din 2007, de când am intrat în UE și nu o face. Este motivul pentru care acum sunt în drum spre Bruxelles, unde am fost chemat, pentru că
În urma plângerilor noastre au început o serie de infringement-uri pe tăieri ilegale și distrugere de arii protejate și România nu s-a conformat. În vreme ce de la minister merg informații false că lucrurile s-au corectat, sateliții care traversează România zilnic arată imagini care sunt contrare a ceea ce spune Ministerul Mediului și am fost în teren să verificăm acele tăieri proaspete de un an care sunt de când a început infringementul, în plin infringement, și am constatat că nu este calamitate naturală, ci calamitate umană. Da. Deci exact pădurile seculare de frica care urma să fie protejate sunt niște tăieri de panică. Da, se profită de situație acum. Mulțumesc foarte mult, domnule Păun. Da. Urmărim această chestiune. Vom vedea care sunt și urmările discuțiilor de la Bruxelles. Mergem mai departe. 99% dintre infectările COVID-19 sunt cauzate de varianta Delta, este concluzia Organizației Mondiale a Sănătății. Mai mult, ca urmare a nerespectării regulilor sanitare, vom avea parte de o explozie a îmbolnăvirilor, mai concluzionează OMS. Medicii atrag atenția că nici măcar nu mai contează ce tip de virus vine. Românii nu respectă nimic, iar autoritățile par incapabile să ia vreo măsură mai dură, pentru că orice restricție este nepopulară. Datorită modului nostru de a ne comporta și faptul că ne-am obișnuit cu Delta, ca și cum dacă ar veni Epsilon, să zicem, lumea ar fi mai îngrijorată. Nu, ne-am obișnuit. Ne-am obișnuit cu numărul de morți, ne-am obișnuit cu faptul că există această turbină. Mai mult, spun specialiștii, vin sărbătorile și vom fi din nou liberi să petrecem și să mergem în vacanțe, iar apoi ne vom lovi de un alt val de infectări. Istrat. Vor veni sărbătorile de iarnă, când, chiar dacă nu va fi așa o spectaculoasă mișcare browniană, tot ne vom relaxa în continuare, că am obosit de atâta stres. Și atunci sigur că se va transmite în continuare această variantă și tot timpul ne vom îmbolnăvi. Dincolo de vaccinare și restricții, medicii fac apel ca măcar regulile de bază să fie respectate, pentru că nici asta nu se întâmplă. Vaccinul te scapă de spital, te scapă să ajungi cumva în stare gravă. În rest, vedeți că se ia, indiferent dacă ai trecut prin boală, indiferent dacă ai trecut prin boală și te-ai vaccinat, virusul se ia dacă nu respecti elementarul gest pe care trebuie să-l faci, să pui masca. Veste bună pentru cei care se tem de ACE. Imunizarea anti-COVID-19 este făcută acum și prin intermediul plasturelui. A fost testată cu succes în Elveția această procedură. Vorbim de o nouă tehnologie modernă, ușor de administrat și care folosește celule T pentru a ucide celulele infectate. Mai mult, noua invenție ar putea oferi o imunitate de lungă durată față de vaccinurile actuale. Nu este vorba de un vaccin propriu-zis, ci putem asemăna această procedură chiar cu anticorpii monoclonali, numai că de data aceasta nu folosim soldăței aceia micuți arcași, ci folosim bomba nucleară, hai să spunem așa. Noua tehnologie este testată cu succes de altfel în mai multe țări, precum Marea Britanie, SUA sau Canada. Practic vorbim despre o tehnologie nouă, bazată pe, în primul rând, care această tehnologie aduce două noutăți, capacitatea de administrare fără ac, asta fiind una dintre provocările cercetătorilor în acest moment și se discută din ce în ce mai mult. Există deja mai multe centre, atât în Marea Britanie cât și în Statele Americii sau Canada, care experimentează diverse tehnologii de administrare a diverselor produse fără ac. Iar al doilea mecanism este acela de a aduce nu anticorp monoclonal, nici un stimulant, să zicem un antigen, care să producă o reacție din partea organismului. Experții în sănătate speră că, odată implementată, această tehnologie va fi un pas înainte în lupta împotriva pandemiei. Să sperăm că noua tehnologie va veni, va reprezenta o soluție, să zicem, atât în lupta asta pe care o avem cu coronavirusul, dar și pentru persoanele care au o reticență în ceea ce privește administrarea pe cale parenterală, prin injecție intramusculară.
Misterul crește în cazul jucătoarei de tenis din China, care a fost dată dispărută după ce a făcut dezvăluiri grave despre un politician. Tânăra ar fi dat un prim semn de viață. Vă spunem mai multe după publicitate. Belarusul a început să amenajeze adăposturi pentru migranții care încă speră să intre în Uniunea Europeană pe la granița cu Polonia. Alte grupuri de migranți par însă să-și fi pierdut speranța și au decis să plece către Lituania. În paralel, Comisia Europeană va demara negocieri cu Belarusul pe tema migranților. Belarusul a început să construiască adăposturi temporare pentru cel puțin 1000 dintre migranții blocați la granița sa cu Polonia. Unii dintre cei găzduiți de Belarus se află la graniță încă de pe 8 noiembrie, iar mulți dintre ei au fost implicați și în ciocnirile violente din urmă cu câteva zile cu forțele de securitate poloneze. Alte câteva grupuri de migranți au decis însă să plece de la granița cu Polonia și să se îndrepte spre Lituania. Comisia Europeană a confirmat că va demara ceea ce a caracterizat drept discuții tehnice cu Minskul privind repatrierea în țara de origine a migranților blocați la frontiera dintre Belarus și Polonia. Comisia va purta discuții tehnice despre repatrieri cu un altul comisariat pentru refugiații al Națiunilor Unite, cu Organizația Internațională pentru Migrație și cu Belarus. Belarus trebuie să acorde acces la ajutorul umanitar și să ofere adăpost migranților în țară, a precizat purtătorul de cuvânt adjunct al Comisiei Europene. Negocierile dintre Comisie și Belarus vin în urma a două discuții telefonice dintre cancelarul german Angela Merkel și președintele Alexander Lukashenko. Rusia a salutat decizia Uniunii Europene de a negocia cu Belarusul. Însă Polonia s-a arătat critică pe motiv că ar fi un semn de slăbiciune în fața regimului lui Alexander Lukashenko. În paralel, Comisia Europeană a dedicat o sumă de 700.000 de euro pentru ajutorarea migranților blocați la granița dintre Belarus și Polonia. O parte a fondurilor urmând a fi folosită de către filiala bielorusă a Crucii Roșii pentru achiziționarea de alimente, paturi, truse de prim ajutor și produse de igienă. Restul de 500.000 de euro vor fi folosiți de alte organizații umanitare. Tenismana chineză, care în urmă cu aproape o săptămână a fost dată dispărută, ar fi dat un prim semn de viață. Presa de stat chineză a publicat un mesaj care pare să fi venit din partea sportivei, însă a cărei autenticitate a fost pusă la îndoială de Asociația de Tenis Feminin. Săptămâna trecută, Peng Shuai a fost dată dispărută după ce l-a acuzat public de agresiune sexuală pe un membru important al Partidului Comunist Chinez. Presa de stat chineză a publicat un mesaj care ar fi venit din partea jucătoarei de tenis Peng Shuai. Aceasta fusese clasificată drept dispărută de aproape o săptămână. Cu privire la informațiile publicate recent pe site-ul oficial al WTA, conținutul nu a fost confirmat și nici verificat de către mine și a fost publicat fără consimțământul meu. Informațiile din acea postare, inclusiv acuzațiile legate de agresiune sexuală, sunt false. Eu nu sunt dispărută și sunt în siguranță. Doar m-am odihnit acasă și totul e în regulă. Autenticitatea mesajului a fost însă pusă la îndoială de către Asociația de Tenis Feminin, în principal din cauza modului în care a fost redactat. Mai ales că în mesaj, care pare a fi o captură, se vede și momentul în care a fost editat. Fosta ocupantă a locului 1 WTA în proba de dublu, Shuai Peng, este dată dispărută după ce l-a acuzat de abuz sexual pe un membru important din cadrul Partidului Comunist Chinez. Sportiva a postat un mesaj în care lansa acuzația la adresa lui Zhang Gaoli, fost vicepremier al Chinei în perioada 2013-2018. În aceeași zi în care a postat acuzațiile, jucătoarea de tenis a și dispărut. Punem punct aici jurnalului orei 12 de la Fix. Vă reîntâlniți cu Laura Chiriac, sunt Irina Petraru. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem la jurnalul orei 15.